și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților, noi mucenici și mărturisitori, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi în aceste vremuri de grea încercare. Aveți grijă de tot clerul și de tot poporul binecredincios. Nu îngăduiți ca dușmanul mântuirii noastre să cotropească pământul sufletelor noastre prin rătăciri și patim de tot felul. Ajutați-ne să punem iară și iară început bun mântuirii noastre. Fiți călăuzitori ai noștri pe calea mântuirii, povățuindu-ne prin părinții noștri duhovnici. Fiți sprijinitori ai celor care vor să lepede înțelepciunea acestei lumi și să dobândească înțelepciunea cea adevărată. Fiți întăritori ai celor care, din pricina fricii, se feresc să dea mărturia cea bună. Ridicați-i pe cei căzuți în groapa păcatelor, celor bolnavi, ușurați-le suferințele, celor necăjiți, dați-le cele de trebuință. Voi care ați răbdat foamea și setea și frigul, și arșița și golătatea, ați primit de la Dumnezeu darul de a-i mângâia pe cei aflați în nevoi de tot felul. Vrem să vedem lucrarea voastră în viețile noastre, vrem să fim marturi ai mijlocirii voastre minunate. Îmblânziți-i pe cei care și acum vă prigonesc, potoliți-i pe cei care și acum vă defaimă. Rugați-vă lui Dumnezeu să răspândească în tot locul mărturia despre pătimirea și sfințenia voastră. Dați-ne putere sfinților să mergem pe urmele voastre, ca să fim cu adevărat urmașii rugăciunilor voastre. Ajutați-ne să zugrăvim în inimile noastre icoanele voastre și să vă lăudăm până în ceasul din urmă al vieții noastre. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce-ai păzit pe cei trei tineri și pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce-ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în fața prigonitorilor, primește această rugăciune a noastră, sădește Hristoase Dumnezeule jertfa lor, ca o sămânță pe pământul inimile noastre. Să fie această sămânță aducătoare duradă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii și dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în fața celor care îl bagiocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii bisericii celei drept slăvitoare. Fă ca virtuțile și jertfa lor să mustre nevia și negrija noastră și să primim această mustrare spre îndreptarea noastră. Ceruta oarecând Sfânta Maria Magdalena trupul tău zicând grădinarului, Doamne, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Tot așa noi cădem înaintea ta rugându-ne ție cu nădejdea că ne vei ierta îndrăzneala și nu vei trece cu vederea cererea noastră. Doamne, arată-ne nouă locurile în care se află sfintele moaște ale mărturisitorilor tăi, ca aflându-le să le cinstim cu evlavie. Și dacă din pricina păcatelor noastre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne rugăm ție cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu lași sfintele moaște ale robilor tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină pentru a primi închinarea cuvenită, ca închinându-ne cu evlavie să ne putem bucura și de cinstirea lor în biserica ta, după cum li se cuvine, împreună cu acetelor de sfinți, mucenici și mucenițe, și împreună cu ei să-ți aducem slavă, cinste și închinăciune, ție Dumnezeului celui întreg melodat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Sfințește-o cu mică, învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat, Doamne, Dumnezeu Tău, pentru slăudat să preamărețește numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mirat asta noi, precum am nădăjduit în Tine. Binecuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat, Stăpâneță, rețește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat, ești Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile în mâinilor Tale nu Te-ți cuvintele. Ce-ți cuvine laudă? Ce-ți cuvine laudă? Ce-ți cuvine cântare? Ce-ți cuvine slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vieții vieților. Amin. Cuveniți cu adevărat să Te ferestim pe Tine, Născătoare, Dumnezeu cea pururea, ferește prea nevinovată și Maica Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai sfânt decât să rovim și mai mărită fără de asemănat, ca fi mâncarea frăsticăciunii. Pe Dumnezeu cuvântul născut, pe Tine cea cu adevărată, Născătoare, de Dumnezeu mărim. Doamne Iisus Hristos, Maica prea curată, cu rugăciunile tuturor sfinților, dar cu rugăciunile Sfântului Slăvitului și întotdeauna tot apostol, cu rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul, cu rugăciunile Apostolului Petru și Pavel, cu rugăciunile cuvioasă Parăstiva, cu rugăciunile Sfântului Mucenicii Firoftea, cu Varvara, Ecaterina, martirii de toți care s-au jertfit pentru libertatea noastră și cu toți sfinții care prăznuim noi astăzi, miluiți-ne, tămăduiți-ne totdeauna, acum și pururea și în vieții vieților. Amin. Mă iertați, nu mai pot pronunța bine cuvintele, mi-a dat toate măsările jos prin securitate, mi s-a rupt am rădășinile, nu pot mai pun nici placă, nici dantură, mi-a spus la spitalul militar, că tot măcelarul este bolnav. Dar am pe Aron aici, care
Așa eu o să fiu un Moise, dânsul un Aron, care îmi prelungește mâinile dânsul, așa care vă explică mai multe. Așa că Dumnezeu să o binecuvânteze. Plec, da, eu plec cu trupul, rămân cu sufletul, v-am băgat în sufletul meu cel mai strălucit, colț al inimii, că văd jertfa dumneavoastră, oboseala dumneavoastră, ostenerea dumneavoastră, râvna dumneavoastră, văd că este râvnă pentru Dumnezeu, râvniți cele bune, că Dumnezeu ne dă. Totdeauna, în veci. Amin. Puteți să veniți să vă închinați.